11 observatori ai biroului OSCE pentru instituții democratice și drepturile omului, care vor monitoriza alegerile parlamentare din 11 iulie, au ajuns deja în Moldova. Potrivit șefului misiunii, Tamaș Mezerix, aceștia nu se vor limita doar la monitorizarea înregistrării candidaților, a cadrului legislativ și a rezolvării litigiilor. Oficialul a precizat că experții vor asigura un proces de observare cuprinzător. Între timp, în țară vor mai ajunge 28 de observatori responsabili de scrutin în anumite regiuni ale țării. Ei vor colabora cu reprezentanții din partea adunării parlamentare a Consiliului Europei și a Parlamentului European. A doua zi după alegeri, observatorii biroului OSCE pentru instituții democratice și drepturile omului vor prezenta un raport preliminar, iar după 8 săptămâni vor finaliza raportul final privind desfășurarea alegerilor parlamentare anticipate.